sunt în partea a cincea pescuit pe Olt, cocoș cu domn profesor și cu încă doi colegi. Domn profesor luă un caraz micuț la palmă. Treaba importantă care voiam să vă spun. Ne-a plouat un pic. Deci noi am venit la 6, dar abia acum le-am așezat și noi în baltă. S-a oprit ploaia. Bătea un vânt extraordinar. S-a liniștit și vântul. De-aia am umbrela aici. Vedem ce-o fi. Ori la noapte, ori dacă nu, mâine dimineață. Am 3 lansete de data asta, una long cast și două feeder. Le-am pus așa din cauza vântului, că nu stau vârfurile. Și dimineață o să scot un feeder. Încă nu am un super match ca să dau, dar am o culisabilă. O să scot un feeder și o să o fac la culisabilă, o să dau acolo după praurul ăla. Să vedem ce-o fi. Mă joc dimineață la plută, acum dau așa. Caras frumos. La râmă cu vierme, la carcaletul. Da. Revenim. A avut dreptate un valid de la Vâlcea. Păi, dar părând mă și el dă pe macaron. Uite, dă și eu pe macaron și noi unul. Frumos, stil Congo, așa. Un plumbulescu, chestii. Mai fac eu momeli. A la Congo, așa se dă acum. Revenim. Aia e o vali. A la Congo al doilea. A carane, au. Frumos. A că știe el Congo ce știe. Revenim. Captura finală, 4 carași. Nu e devenitat. În august mai vine cocul la urmă. Cam asta e sfârșitul aventurii, partea 5. 4 carași, 200 de grame bucate. Nu e de venit. Asta e. 2 barii la 2 râmă. Fire întins. Captura vi-o arătai, dar vă arăt și altceva. Vedeți? Noi ne strângem gunoiul, luăm și-l aruncăm la tombere. Mai strânsă și după voi, adică alți care ați venit aici. Da? Bă, dacă vă las fiecare gunoiul, nu mai sunt mai atâtea. Pe alea nu pot să le strâng, dar pe aici, pe margine, pe alea din baltă, pe alea după dale, nu stau să le strâng acum. Dar ce e pe aici, pe lângă, strânsă-i. Ești curățenii. Nu e nimic. Am strâns tot. Mai am bagajul. Ha, face și voi la fel. Contează.